NATO înființează un nou grup de luptă în România și în alte trei țări care se învecinează cu Ucraina. În prezent, pe flancul estic, sunt 300.000 de militari. În timp ce Ucraina strânge morții, iar în orașele asediate se petrec drame, Kremlinul anunță că va recurge la arme nucleare dacă existența Rusiei va fi amenințată. Iar la noi în țară a început distribuția pastilelor cu iod către direcțiile de sănătate publică. Cum vor ajunge la oameni aflați în această seară? Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Cu un război sângeros la granițele noastre, NATO își va întări în următoarele zile flancul estic. Vor fi înființate 4 noi grupuri de luptă, inclusiv aici în România. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Alianței înaintea summitului extraordinar care va avea loc mâine la Bruxelles. În acest moment, potrivit NATO, pe flancul estic sunt în alertă maximă peste 300.000 de militari ai Alianței. Cosmin Stan ne arată cum sunt distribuiți. Bun găsit! Iată cum arată acum flancul estic al NATO de la nord până la sud. În fiecare dintre țările din estul Alianței sunt deja mii de militari aliați care s-au alăturat trupelor țărilor gazdă. Și să nu uităm că mai avem 100.000 de militari americani prezenți în Europa, mulți dislocați pe acest flanc și încă 40.000 aflați direct sub comanda NATO, de asemenea în aceeași regiune. Dar haideți să le luăm pe rând. În țările baltice sunt în total cam 39.000 de militari, dintre care din țările aliate vreo 2.000 sunt în Estonia, 1.700 în Letonia și aproximativ 4.000 în Lituania. În fiecare dintre aceste țări există deja câte un grup de luptă NATO permanent organizat după anexarea Crimeei în 2014. Și în Polonia a fost înființat tot atunci un grup de luptă cu prezență permanentă, iar în acest moment numărul militarilor NATO de aici se ridică la aproximativ 10.500. Ei se alătură Armatei Naționale Poloneze, care are vreo 120.000 de soldați. De asemenea, armata de 13.000 de oameni a Slovaciei este sprijinită de 2.100 de militari din țările aliate. La fel, Ungaria are 24.000 de oameni în armata proprie și 800 din țările NATO. România are acum o armată de 76.000 de militari profesioniști antrenați și pregătiți oricând să se mobilizeze, iar lor li s-au alăturat 3.300 de soldați NATO. Bulgaria, pe lângă cei 26.000 de soldați proprii, a primit sprijinul a 900 de militari străini, iar lucrurile nu vor rămâne așa. I expect leaders will agree to strengthen NATO's posture in all domains. With major increases to our forces in the eastern part of the alliance. The first step is the deployment of 4 new NATO battlegroups. In Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. Along with our existing forces in the Baltic countries and Poland, this means that we will have 8 multinational NATO battlegroups all along the eastern flank. Grupul de luptă este de fapt o forță multinațională cu valoarea unui batalion întărit care are cel puțin 800-1000 de militari. Secretarul general al NATO nu a explicat dacă aceste noi grupuri de luptă din Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria vor fi înființate cu militarii NATO prezenți deja în aceste țări sau dacă vor mai fi aduși și alții. Diferența majoră însă este că grupul de luptă va avea caracter permanent, spre deosebire de forțele militare de acum care au fost detașate la noi cu caracter temporar pentru întărirea capacității de luptă pe flancul estic. Războiul rămâne necruțător în Mariupol, unde oamenii captivi trăiesc în condiții inimaginabile. Când cădeau bombe, îi spuneam copilului că sunt tunete, povestește o mamă care a reușit în final să fugă din locul transformat în ruine. Și în orașul Melitopol este pe cale să rămână fără hrană după ce rușii au sechestrat magazinele alimentare. În schimb, forțele ucrainene au recuperat mai multe teritorii controlate de invadatori, mai ales în jurul capitalei Kiev. Însă responsabilii NATO estimează că în curând Belarusul s-ar putea alătura Rusiei. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Bombardamentele necontenite din Mariupol îi țin pe localnici într-o stare perpetuă de groază. În fiecare zi zeci de familii sunt schilodite. Dima, mama, a murit în 9 martie 2022. A murit repede, pe urmă a ars casa. Dima, iartă-mă că n-am putut să o protejez. Am înmormântat-o pe mama lângă grădiniță. Aceste câteva cuvinte mâzgălite în grabă pe un petec de hârtie exprimă sfâșietor drama unei familii din Mariupol.
La singurul spital din oraș încă neatins de bombe ajung în fiecare zi zeci de copii răniți. Traumatici mini, uraження кінцівок з ампутацією. Попала в нас, потім темнота, ну і все остальное. Больно, страшно. Короче, ужасно. Ну і нам помогли, отвезли потім в больницу. Și totuși, oficialii din Rusia rămân sfidători și chiar își permit niciun sfruntat în legătură cu situația din Ucraina. Nous essayons de le faire de manière très délicate, sans blesser la population civile. De nouveau, nous n'envahissons pas l'Ukraine. Nous conduisons des opérations militaires limitées, actions réelles. Le massacre est perpétré par l'autre partie, par les radicaux ukrainiens et les néo-nazis. Our military are targeting only military goals and military objects on the territory of Ukraine. Russian military are not hitting civil aims, civil targets. 22 martie, Sevastopol. Rusia a început să tragă asupra portului de la Marea Azov, folosindu-se și de navele mobilizate în larg. Fiecare dintre cei scăpați din iadul în care s-a transformat portul Mariupol are o poveste cutremurătoare. A little baby, I love my family, I had plans. And now I don't have plan. Лі, тому що в мене двоє престарілих батьків і чотири. Я собі дала завдання, що я вивожу всіх просто. Au reușit toți să ajungă în Lviv după un drum de 4 zile. Мені 84 года. Я впервые в жизни испытала страшный ужас. Просто шок був. Спасибо дочке такой Наташе, що вона нас просто поступок героїчний поступок. Я не знаю. Pentru femeile care au soți, frați, ortați pe front, chinul este de nedescris. I try to track if he's online and get very worried if he hasn't been online. I'm very worried when I get calls from unknown numbers. I'm afraid someone I don't know will call and tell me some bad news. What's the hardest thing? And you can't influence anything. You try to monitor the news, but you can't do anything. That and the uncertainty. Fugiți din Kiev, Diana Alteba și băiețelul ei de 3 ani dorm într-o clădire administrativă din Lviv transformată în adăpost pentru refugiați. I couldn't tell him what's going on, she says. He's too small. When he heard bombing, he hid under the bed. I told him, don't be afraid, it's just thunder. Avansul rușilor către Kiev pare blocat de mai multe zile, iar forțele ucrainene au reușit să reia controlul asupra unor teritorii anterior pierdute, de pildă asupra orașului Makariv, situat la 50 de kilometri vest de Kiev. Totodată, armata ucraineană anunță eliminarea a încă unui comandant rus, colonelul Alexei Sharov. Ar fi fost ucis în luptele din apropierea orașului Mariupol. Potrivit unei analize a experților britanici, forțele ruse încearcă probabil o reorganizare înainte de a relua operațiunile la scară largă. Duma de la Moscova a oficializat astăzi mobilizarea militarilor în retragere. Dacă dăm crezare Kievului, pierderile rușilor ar fi depășit deja bilanțul din Afganistan, unde au murit 15.050 de militari. This refrigerator truck, it's parked outside a city morgue. It is partially filled with the bodies of some 350 Russian soldiers. You can smell the stench of cadavers. There is another refrigerator truck, they say, that is parked in another part of the city with around 400 Russian corpses. The Ukrainian officials say that they are conducting DNA tests of the Russian dead and that they are then going to send these bodies to the Ukrainian capital to eventually be returned to Russia and to the families. What does President Putin think he has achieved in Ukraine to date? Well, first of all, not yet. He hasn't achieved yet, and it is going on strictly in accordance with the plans. Of course, you operate data and information coming from different media and from your intelligence, but you would probably have to doubt this information. Well, here's the thing, Mr. Peskov. Intelligence that really predicted the invasion turned out to be true, despite what you all told us, from the Kremlin. So let's just get past that.
Potrivit site-ului rusesc corespondent.net, atât ministrul rus al apărării Sergei Shoigu, cât și șeful statului major al Rusiei, Valeri Gerasimov, n-au mai apărut în public din 11 martie. Un prieten al ministrului a declarat că Shoigu ar avea probleme de sănătate, dar încă de la începutul lunii au circulat speculații potrivit cărora veteranul Shoigu ar fi primul țap ispășitor pentru ratarea obiectivelor de către armata rusă. Președintele Statelor Unite este în avion către Bruxelles, unde mâine are programate consultări cu partenerii și aliații europeni. Este de așteptat ca liderii occidentali să discute despre noi sancțiuni la adresa Moscovei. Totul în contextul în care Kremlinul anunță că va recurge la arme nucleare dacă existența Rusiei va fi amenințată. Washingtonul a catalogat declarația drept nesăbuită și iresponsabilă. Pe de altă parte, Anatoli Ciubais, consilierul al președintelui Putin, a demisionat și a părăsit țara. El este considerat principalul reformator liberal în Rusia lui Boris Yeltsin, fiind totodată cel care i-a oferit lui Putin primul post la Kremlin. Polskii noștri colegi уже заявили, що час буде саміт НАТО, надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе. Adevărul este că liderii țărilor NATO repetă necontenit că nu vor să implice alianța în conflictul din Ucraina. NATO wird nicht Kriegspartei, da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten einig. Dar, fără îndoială, liderii NATO sunt alarmați de declarațiile recente ale purtătorului de cuvânt al președinției ruse, care n-a exclus folosirea armelor nucleare. Well, we have a concept of domestic security. And, well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. Jurnalista CNN a formulat întrebarea de trei ori până când a primit acest răspuns. We are constantly monitoring for that potential contingency, but I'm not going to speak to that from this podium today. I'm going to let the president have the opportunity to speak with his fellow colleagues on what is a very weighty matter. Pe de altă parte, Joe Biden a plecat astăzi spre Europa pentru întâlniri cu liderii NATO, UE și G7. Poziția Chinei va fi un alt subiect important al discuțiilor. Have you seen any indications that China will or will not provide assistance to Russia? I can't make predictions going forward. What I can tell you is we have not seen the provision of military equipment by China to Russia. But of course, this is something we are monitoring closely. Opinia că numai rușii îl pot opri pe Putin prin proteste masive este în general împărtășită de liderii occidentali. Dar Moscova ia tot mai multe măsuri pentru a înăbuși orice disidență. Istoricii deja compară situația cu Marea Teroare, instituită de Stalin în 1937. Doar susținătorii Kremlinului au dreptul să se exprime în Rusia. Putin, великий человек, он герой, геройство. И мы знаем, какую он выполняет работу, что он любит очень нашу страну, наша. Бойте с удовольствием, всего вам доброго. La o privire atentă, este limpede că trecătorilor li se pare absurd acest spectacol. O tânără răbufnește. Previzibil, femeia a fost arestată și noua sentință de 9 ani de închisoare pronunțată împotriva opozantului Alexei Navalny arată cât de mult se teme regimul de opoziție. My question is, what are you so afraid of? Of Navalny? And no one is afraid of him. It's if people is a criminal, he should be in prison. He's blamed for fraud. He was collecting money by his foundation from citizens, regular citizens of Russia and also from abroad. And he was spending part of that money for his personal purposes. Între timp, o altă ziaristă a postului național de televiziune din Rusia a demisionat din cauza războiului din Ucraina. C'était pas de question pour moi d'appeler ce qui se passe l'opération pacifique. C'est de la guerre. Il faut le dire clair, c'est la guerre. Я хочу, чтобы в России меня услышали. Я хочу, чтобы там научились отличать пропаганду и искали.
Jurnalista în vârstă de 56 de ani a fost prezentatoare de știri la Rusia 1. Până la demisie, era corespondentul postului la Paris. O altă declarație anti-război îi aparține actriței Maria Mașcova. Este fiica lui Vladimir Mașcov, un actor foarte popular în Rusia, care a jucat și în superproducții hollywoodiene, precum Misiune Imposibilă. Vinerea trecută, el a înălțat ode regimului Putin la marele concert de pe stadionul din Moscova. And the fact that so many Russian people, including my dad, believe that this violence is somehow justified, it breaks my heart. I know that there are a lot of Russians, my friends, colleagues, who are in absolute agony right now, Ukrainian people suffering. I just hope that we can someday to transform Russia. La noi a început distribuția pastilelor cu iod către direcțiile de sănătate publică, iar 20 dintre cele 30 de milioane de comprimate au ajuns deja în mai multe județe. După ce se încheie această etapă, cel mai probabil vor intra în scenă medicii de familie, care trebuie să le dea mai departe celor înscriși pe listele lor. În depozitele DSP Iași au ajuns aproape 1,5 milioane de pastile de iodură de potasiu, de 65 de miligrame. Dozele care se administrează sunt în funcție de vârstă și mai trebuie avut în vedere că sunt cazuri în care este contraindicată administrarea acestui medicament. Până acum au fost distribuite 20 de milioane de pilule, iar Ministrul Sănătății a dat asigurări că până vineri DSP-urile din toate județele vor avea aceste comprimate. Medicamentele vor fi distribuite apoi populației prin intermediul medicilor de familie. Intenționăm să găsim o formulă care să implice medicii de familie către distribuirea acestor comprimate la pacienții de pe propriile liste. Cel mai probabil, spun medicii, primele pastile vor ajunge la femei și copii. Doctorii de familie se așteaptă însă ca procesul să fie anevoios, pentru că trebuie făcut în paralel cu programările obișnuite. Lista medie unui medic de familie în România este undeva la 2000 de pacienți. Probabil că am putea să gestionăm, să zicem, 30 de pacienți pe oră. În două zile lucrând așa, un om care face doar asta, 10 ore pe zi, în 2-3 zile reuși să distribuie pastilele pentru pacienții unui cabinet. În paralel cu distribuția, Ministerul Sănătății va porni o campanie de informare cu privire la modul în care aceste medicamente trebuie depozitate, dar mai ales când și cum ar trebui administrate, pentru că nu se iau preventiv, ci doar după un eveniment nuclear. Ele se folosesc imediat după o posibilă expunere, într-un interval de 8 ore, iar recomandările sunt pentru persoanele tinere, copii, femei însărcinate, tineri până în 45 de ani. Cele 30 de milioane de comprimate de iodură de potasiu au fost fabricate de Antibiotice Iași în 13 zile. În fiecare zi, două schimburi au lucrat la această producție pe o linie de fabricație, pe un singur flux. Sigur, pe perioada nopții se făcea ambalarea și expediția către depozitul central al companiei. Antibiotice Iași a produs pastilele de iodură de potasiu la solicitarea Ministerului Sănătății, în contextul războiului din Ucraina. Profanarea unor morminte ale soldaților sovietici din județul Iași a atras atenția Rusiei. Un înalt oficial de la Moscova spune că un comitet va investiga cele întâmplate și a cerut Ministerului Rus de Externe să obțină toate informațiile. Avocații susțin că ancheta poate fi făcută doar de autoritățile de la noi și nu se pot implica străini. Pe circa 70 de pietre funerare ale unor soldați căzuți în al doilea război mondial a fost desenată cu vopsea neagră litera Z, unul dintre simbolurile armatei ruse în luptele din Ucraina. Polițiștii din Iași au deschis deja un dosar penal. Reacția de la Moscova a venit la scurt timp după descoperirea pietrelor funerare profanate în cimitirul de la Moțca, județul Iași, unde sunt îngropați soldați sovietici căzuți pe frontul de la noi în al doilea război mondial. Comitetul de anchetă rus a transmis un comunicat, citat de agenția de presă oficială rusă și de Agerpres, în care anunță demararea investigației. Autoritățile ruse spun că vor să afle cine sunt autorii, cu scopul de a fi aduși în fața justiției conform legii prevăzute în acest sens. Iar informațiile ar urma să fie obținute pe linia Ministerului de Externe rus. Sub nicio formă Rusia nu poate face o anchetă în țara noastră. Acest lucru poate fi realizat doar de autoritățile române prin poliție.
Autoritățile locale au încercat să curețe pietrele funerare, dar vopseaua nu a putut fi îndepărtată, deocamdată. Sunt zeci de pietre funerare pe care a fost trasată litera Z, iar pe monumentul din centru a fost desenat și un V. Literele Z și V apar pe mașinile de luptă ale armatei ruse, angrenate în conflictul din Ucraina. La începutul conflictului, Ministerul Rus al Apărării a explicat că litera Z înseamnă pentru victorie, iar V reprezintă puterea adevărului. Chestiunile astea sunt uricioase, nu are a face una și cu alta. Ei au murit într-un anumit fel, ăștia la alta acum sunt niște nebuni. Zona nu este supravegheată video și până acum, indivizii care au vopsit pietrele funerare nu au fost identificați. Poliția din Iași face o anchetă pentru profanare de morminte. Teama că războiul ar putea depăși granițele Ucrainei i-a făcut pe vecinii moldoveni să-și caute o plasă de siguranță. Cei care și-au permis și-au cumpărat locuințe în orașele de lângă graniță, de unde pot ajunge ușor acasă. Alții s-au mutat în România cu chirie. Dezvoltatorii imobiliari vorbesc despre o creștere cu o treime în ultima lună, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Încă din primele zile ale conflictului din Ucraina, o companie de IT din Republica Moldova le-a dat angajaților din Chișinău posibilitatea de a sta temporar în România. Firma nu și-a mutat activitatea la noi, deși are birouri și aici, dar s-a gândit să le ofere o plasă de siguranță salariaților, care au vrut să fie la distanță de ce se întâmplă în țara vecină. 60 din 220 au venit în România. Am oferit transport și cazare în unul din centrele pe care le avem. Vorbim despre o relocare temporară, însă o parte din ei cred că se gândesc la o relocare permanentă. Incertitudinea i-a făcut pe mulți moldoveni să își asigure un loc în care să se pună la adăpost, fie și temporar. Contextul tristelor evenimente din ultima lună, am copil care își urmează studiile dincolo de Prut și atunci evident că trăiești un sentiment a unei acute lipse de securitate. Cei mai mulți dintre cei care au închiriat locuințe în România au dublă cetățenie. Nu este însă o condiție obligatorie. Mulți sunt care nu au cetățenie, dar intenționează să-și redobânească cetățenia, să stabilească complet aici. Un singur dezvoltator din Iași a avut în ultima lună cu 30% mai multe cereri de închiriere din partea unor cetățeni moldoveni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Contractele sunt pe perioade scurte. Au fost căutate perioade de una-două luni. Motivele pentru această închiriere au fost cele de siguranță, să fie puțin mai departe de conflictul din Ucraina. Dar sunt și persoane care au mers mai departe și chiar și-au cumpărat locuințe în România. Cele mai căutate au fost apartamentele cu două camere. Au fost destul de multe solicitări. Pe partea de achiziții se simt mai în siguranță din motivul că România face parte odată din NATO, este deja o țară din Uniunea Europeană, au o comunitate de moldoveni care locuiesc și au investit deja aici și se acomodează mult mai ușor. Potrivit Autorității Naționale pentru Cetățenie, 434 de moldoveni au obținut în ultima lună cetățenie română. În aceeași perioadă a anului trecut au devenit cetățeni români 310 basarabeni. Traian Băsescu își va pierde casa de protocol gratuită, indemnizația lunară și paza de la SPP după ce a rămas cu statutul de fost colaborator al securității ca poliție politică. Cum a reacționat fostul președinte, aflați imediat. Un aparat industrial de aer condiționat ar putea fi factorul declanșator al incendiului care a distrus un centru comercial din capitală. Este o primă ipoteză, dar ancheta este abia la început. Deocamdată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență anunță că proprietarii nu aveau autorizație de securitate la incendiu, iar angajații povestesc că nu au avut cu ce să oprească extinderea flăcărilor. Incendiul devastator care a înghițit cu repeziciune centrul comercial ar fi pornit de la un aparat industrial de aer condiționat. Este concluzia unui profesor universitar care a cercetat construcția distrusă de flăcări la cererea Inspectoratului de Stat în Construcții. Focul, spune expertul, ar fi fost provocat cel mai probabil de o defecțiune tehnică. Ceea ce considerăm acum se va mai studia, dar la un chiller care s-a defectat și de acolo a plecat flacăra. S-a extins prin polistiren, care nu era ignifugat, ca așa era pe vremea respectivă.
Primele evaluări făcute inclusiv de Inspectoratul de Stat în Construcție arată că incendiul ar fi pornit în zona de nord a clădirii învecinate cu centrul comercial la ultimul nivel, iar din pricina vântului extrem de puternic s-ar fi propagat pe întreaga suprafață a acoperișului, pentru ca în final să ajungă să înghită și fațada clădirii. Lucrurile s-au extins pe exterior prin închideri, prin alucobond. Deci, din cauza aceasta, au avut șansă, că nimeni nu a avut putere calorică foarte mare și atunci elementele structurale nu au fost grav afectate de temperatură. Deci, numai a ars polistirenul și elementul adeziv de la alucobond. Ar fi fost afectată structura de rezistență? Numai la ultimul nivel, etajul 4, care este apost din metal și lemn. Doar Inspectoratul de Stat în Construcții, printr-o expertiză tehnică, poate stabili cu certitudine dacă imobilul mai poate fi salvat sau nu, sau dimpotrivă ar trebui demolat. Din fericire, cei 250 de clienți și angajați aflați în interior au fost evacuați la timp și nimeni nu a fost rănit. Chiriașii spațiilor așteaptă acum să li se permită să intre în clădire, ca să vadă ce mai pot recupera. Jumătate de magazin deja a ieșit afară, pe scări țipau colegele mele foc, foc, foc. A fost spaimă mare pentru că nu știam de unde vine și încotro să o luăm. Dar în zona unde ați lucrat dumneavoastră, erau sisteme de stingere extintoare? Nu. Cei de la ISU susțin că nu ar exista autorizație de securitate la incendii pentru clădire. În 2018 și anul trecut, proprietarii ar fi fost amendați, dar recunosc pompierii, asta nu i-a împiedicat să funcționeze în continuare. Pagubele uriașe nu vor fi acoperite de asigurări, pentru că proprietarii nu ar fi încheiat nicio poliță. Deocamdată, în spațiile făcute scrum sau distruse de apă, au acces doar pompierii și criminaliștii. A fost deschis un dosar penal pentru distrugere. Eroarea de pilotaj și vremea neprielnică au provocat acum 3 săptămâni prăbușirea la Constanța unui MiG-21 și a elicopterului IR-330 Puma trimis în misiune de salvare. Aceasta este concluzia preliminară a anchetei făcute de Comisia de Investigare Tehnică a Forțelor Aeriene. Experții militari au analizat, între altele, comunicațiile piloților cu turnul de control, dar și cutiile negre ale aparatelor de zbor. Au ajuns astfel la concluzia că în ambele tragedii aviatice soldate cu moartea 8 militari a fost vorba de un cumul de factori uman și de mediu. Este luată în considerare și o posibilă cauză tehnică, deși este considerată puțin probabilă. Celelalte aparate similare au fost verificate tehnic, iar atât avioanele MiG-21 cât și elicopterele Puma au primit dreptul de a zbura din nou în misiuni. Un om de afaceri din Arad este acuzat de procurorii de ICOT că în ultimele luni și-ar fi spionat fosta soție. Individul ar fi avut acces la toate conversațiile purtate de femeie, atât la telefon cât și în scris pe calculator. Când au percheziționat locuința și biroul suspectului, autoritățile au ridicat mai multe carduri de memorie, dar și computere. Bărbatul în vârstă de 48 de ani cu afaceri în domeniul imobiliar a divorțat de 8 ani de soție. Au împreună un copil. Pentru că nu au făcut partajul, cei doi au continuat să locuiască sub același acoperiș. Iar femeia a acuzat că ar fi fost agresată de el de mai multe ori. Aceste violențe au continuat. S-a încercat să se apeleze la poliție, dar nu s-a putut. A trebuit doamna Roman să renunțe la plângerile penale. Ulterior, femeia a obținut un ordin de restricție, iar fostul soț a fost nevoit să se mute. În scurt timp însă, victima a simțit că respectivul îi știe fiecare mișcare și a intrat la bănuieli. Clienta mea a constatat că ceea ce spunea sau ceea ce exprima în diferite locuri, în casă, în mașină, era fie reprodus a doua zi, a treia zi sau în alte circumstanțe, fie unele planuri, să zicem și strategii, erau dejucate, paralizate. Deci a tras concluzia că cineva aude ce vorbește ea. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri a fost ajutat de o femeie în vârstă de 34 de ani. Împreună ar fi clonat telefonul mobil și calculatorul fostei soții, pentru a avea acces la toate conversațiile ei. Iar pe mașină i-au montat un dispozitiv GPS ca să știe unde se află în orice moment. Toate conversațiile pe care femeia le purta erau înregistrate. Dus la audieri, individul a negat toate acuzațiile. Ce am găsit la tine? Absolut. Dar v-ați spionat soția? Ați hărțuit-o? Nu, n-am hărțuit. Interceptarea fără drept este interzisă de legea din România și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Specialiștii IT spun că aceste aplicații nu sunt ușor de depistat în telefon.
un antivirus pus la punct și updatat la zi cu toate definițiile de virus și de malware ar trebui să poată să distingă aceste aplicații. Omul de afaceri este acuzat de acces ilegal la un sistem informatic, interceptare ilegală a unei transmisii de date și transfer neautorizat de date. Traian Băsescu rămâne cu statutul de fost colaborator al Securității ca poliție politică pe care i l-a atribuit Curtea de Apel București încă din 2019. Înalta Curte de Casație a respins recursul fostului președinte acuzat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității că în anii 70, pe când era student la Marină, a întocmit note informative împotriva unor colegi. Traian Băsescu a primit atunci și un nume conspirativ, Petrov. După decizia definitivă a Instanței Supreme, Traian Băsescu își va pierde privilegiile potrivit unei modificări legislative recente, casa de protocol gratuită, indemnizația lunară, dar și paza și protecția de la SPP. Traian Băsescu a reacționat pe contul său de socializare, prin intermediul căruia a anunțat că se va plânge la CEDO. Orice cetățean al Uniunii Europene va putea avea un pașaport de pensii disponibil în întreaga Uniune. Oamenii pot avea acces oricând la bani, indiferent de țara în care locuiesc. Amănunte în câteva momente. Companiile și populația ar putea primi ajutoare din fonduri europene în contextul crizei din energie și al inflației în creștere. Comisia Europeană a decis să dea undă verde unor noi scheme de sprijin pentru a atenua efectele războiului din Ucraina. Pentru companii sunt anunțate granturi de până la 400.000 de euro, dar guvernul promite ajutor și persoanelor fizice afectate de scumpiri. Comisia Europeană a anunțat că a relaxat regulile privind ajutoarele de stat în contextul sancțiunilor impuse Rusiei, iar România a fost printre primele țări care au cerut să fie sprijinite după izbucnirea războiului în Ucraina. Se pot acorda granturi de la 35.000 de euro până la 400.000 de euro per companie, pe companii, în funcție și de specific și de sectorul în care se desfășoară activitatea, care să susțină capitalul de lucru, lichiditatea companiilor. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, spune într-un mesaj pe Twitter că acest nou cadru temporar de criză ne permite să atenuăm impactul asupra economiei Uniunii Europene. Potrivit Comisiei Europene, firmele din agricultură, piscicultură și acvacultură vor putea beneficia de ajutoare de până la 35.000 de euro. Restul companiilor afectate de criză și ele vor putea primi sume de până la 400.000 de euro. În total sunt miliarde de euro în joc, pentru că se poate ajunge și la ajutoare de 50 de milioane de euro pentru companiile din industria aluminiului sau a altor metale, de care este mare nevoie în contextul invaziei Ucrainei. Autoritățile discută și varianta ca o parte din banii europeni să fie dați populației. Persoanele care vor demonstra o creștere de costuri medie lunară de peste 15%. Discuțiile au loc în contextul în care este analizată varianta unui ajutor pentru firmele puternic afectate de scumpirea carburanților, așa cum sunt cele din transporturi. Nu este exclus niciun ajutor pentru acele companii care nu ar mai putea să-și mai achite ratele la timp la bancă. Toate aceste măsuri însă nu sunt încă funcționale. Ministrul Finanțelor a fost întrebat cum i-a afectat inflația cheltuielile de familie. În jur de 10.000 de lei. 10.000 de lei cheltuiți lunar. Da, pentru că am și credite. N-am mai avut timp să merg la teatru. Potrivit datelor oficiale, șefului de la finanțe îi mai rămân pe lună în jur de 2.700 de lei. În plină criză energetică, România face un anunț important. Începe exploatările de gaze din Marea Neagră și se fac teste pentru introducerea în sistemul național de transport. Este vorba despre un zăcământ din care, începând chiar din vară, s-ar putea extrage 1 miliard de metri cub de gaze anual, adică 10% din cererea de gaze naturale a țării. Până în 2026 ar putea demara și producția la Neptune Deep, un zăcământ mult mai mare. România ar deveni astfel cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Lucrările de exploatare a gazelor au început în partea de nord a litoralului românesc, lângă Midia. Mai sunt de executat forajele a 3 sonde și de finalizat terminalul de gaze de pe uscat, anunță reprezentanții companiei americane care se ocupă de exploatare. Gazele sunt depozitate la platforma ANA, aflată la 125 de kilometri în larg. Următorul pas este ca acestea să fie trimise aici la Vadu, printr-o conductă de 125 de kilometri. Instalația este deja montată și gata de funcționare. Urmând ca în perioada următoare, probabil din această vară, prima moleculă de gaz să intre în Sistemul Național de Transport. Este făcut acordul la Sistemul Național de Transport. Botezat ANA, zăcământul este estimat la aproape 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Deși este de dimensiuni relativ mici, de aici s-ar putea extrage anual 1 miliard de metri cubi, până la 10% din consumul total al României. Zăcămintele mai mari se află la distanțe mai mari de țărmul
românesc al Mării Negre și aici vorbim despre zăcământul Neptun Deep, care ar putea avea, într-adevăr, un aport un pic mai mare pentru securitatea energetică românească. România ar deveni deja cel mai semnificativ producător de gaz natural din Uniunea Europeană. Primele gaze din acest zăcământ ar putea fi livrate abia la finalul anului 2026 sau la începutul anului 2027, a anunțat directorul general RomGaz. La Neptun Deep ar fi între 40 și 80 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, potrivit estimărilor. Compania RomGaz va prelua tehnologia și contractele aferente pentru începerea lucrărilor în acest perimetru, totul printr-un contract prin care va cumpăra participația companiei americane ExxonMobil. RomGaz va plăti peste $1 miliard. Între timp, Comisia Europeană propune ca depozitele să fie umplute în proporții de cel puțin 80% până pe 1 noiembrie. The need to take good lessons from how we tackled the procurement of vaccines. I think that there is lots of support for common purchase of gas among the member states. Europe should definitely use better its enormous weight, the scale of our European economy, if it comes to the negotiating of the energy prices, negotiating the supplies of gas to the EU. Pe de altă parte, Vladimir Putin a anunțat că nu mai acceptă ca gazul rusesc să fie plătit în euro sau dolari. Am luat decizia de a pune în practică un ansamblu de măsuri pentru schimbarea plăților în ruble rusești cât mai curând pentru gazul nostru livrat în țările neprietenoase. Printre așa numitele țări neprietenoase sunt și statele membre ale Uniunii Europene. După acest anunț, rubla s-a apreciat ușor față de euro și dolar pe bursa de la Moscova. Iar coaliția PSD-PNL vrea să finalizeze construcția câtorva hidrocentrale mici și să mute perimetrul aflat acum sub protecția legii. Pretextul este că acum 15 ani cineva a creionat greșit limitele ariilor protejate. Guvernanții spun că astfel este făcut primul pas către independența energetică a țării, având în vedere criza pe care o traversăm. Organizațiile de mediu avertizează însă că defileul Jiului ar putea fi distrus, iar specii rare de viețuitoare riscă să dispară. Poate ne vor întreba copiii, nepoții, trecând prin Valea Plângerii, trecând prin Valea Jiului, ce s-a întâmplat tata aici sau mamă? Parcă era un râu frumos odinioară. 7 hidrocentrale mici sunt construite în proporție de peste 60%. Acestea ar urma să intre în proces de finalizare și ulterior să producă energie electrică. 2 sunt în defileul Jiului, ultimul râu din țara noastră considerat sălbatic. De aceea zona este arie protejată, în care încă trăiesc cerbi și capre negre. Deputații au decis astăzi să mute aria protejată, dincolo de perimetrul microhidrocentralelor. Asta deși în cele două cazuri există deja o sentință definitivă a instanțelor, prin care construcțiile au fost oprite. Niște inteligenți, niște deștepți, ulterior, au desenat harta ariilor protejate în România din birou. Habar n-au avut că au trasat peste investiții de sute de milioane de euro. Nu putem să lăsăm oamenii fără proprietăți pentru că așa au vrut niște ONG-iști, niște rangeri. O altă hidrocentrală este la Răstolița, în Mureș. Aici, aproape 130 de hectare de pădure virgină ar putea să dispară. La fel și o specie rară de pește, lostrița. Și dumneavoastră ne spuneți acum că nu vom mai avea aer, că se taie niște mii de copaci, stratul de ozon. Și așa mai departe, românii nu au ce mânca. Deputații au decis și ca Ministerul Mediului să propună spre compensare o altă zonă similară, numai că acest lucru ar fi aproape imposibil de realizat. Chiar dacă se mută aria protejată, aceste lucrări sunt tot ilegale. Această ipoteză cu mutarea ariei protejate este un nonsens. Cred că oricine își imaginează că nu poți să muți o pădure și speciile din pădure și râul în sine cu tot cu peștii lui, nu poți să-l iei și să-l muți ca pe o piesă de puzzle în altă parte. Deși legea a fost adoptată astăzi definitiv, sub pretextul că va compensa nevoia de energie a țării noastre, specialiștii susțin că, în realitate, aceste hidrocentrale vor produce mai puțin de 0,5% din necesar. Legea merge acum la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Un atlet care vrea să urce pe podium, deși aleargă mai mult de ochii lumii. Această imagine poate descrie modul în care guvernul încearcă să pună mâna pe cele 30 de miliarde de euro acordate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu o săptămână înainte de termenul limită au fost îndeplinite doar 3 dintre cele 24 de obiective necesare pentru primirea banilor. Pe politicieni ar fi încurcat birocrația, organizarea în grupuri de lucru, realizarea de ghiduri sau diverse ordine de ministru.
3,79 de miliarde de euro au intrat în conturile Băncii Naționale în decembrie. Au fost primele fonduri pentru aprobarea și demararea Planului Național de Redresare și Reziliență. Ca banii să vină în continuare, autoritățile trebuie să îndeplinească până pe 31 martie alte 24 de obiective, sau, așa cum le numesc europenii, jaloane. Dintre acestea, doar 3 sunt gata. Ministrul insistă că suntem la zi, deși multe reforme depind de proceduri birocratice. Deci această lentoare, un grup de lucru este totuși un grup de lucru, nu este o hidrocentrală. Eu să știți că spre deosebire de dumneavoastră prefer să existe mai multe dezbatere pe o lege și ea să rămână neschimbată pentru un număr mare de ani. 5 dintre obiectivele nefinalizate sunt chiar la ministerul lui Dan Vâlceanu. De pildă, un program prin care se alocă 400 de milioane de euro capital de risc pentru întreprinderile românești este adoptat, dar nu este gata de implementare. Puțin peste 2 miliarde de euro sunt bani alocați prin PNRR pentru consolidare seismică și eficiență energetică. Sunt două puncte care ar trebui bifate până pe 31 martie la acest capitol. Ministerul Dezvoltării trebuie să facă ghidurile pentru autoritățile locale, iar Secretariatul General al Guvernului să întocmească metodologiile. Ei se mobilizează doar cu ordin de sus, de la țar, care dă cu pumnul în masă și spune, păi mine să am chestia asta, atunci se întâmplă. Nu este o explicație rațională pentru care se întâmplă așa. În decembrie, guvernul a rămas restant la 3 jaloane, printre ele cloudul guvernamental, adică programul de informatizare prin care toate instituțiile de la nivel central și local din România își pun la comun documentele. Astfel, cetățenii n-ar mai fi plimbați de la o instituție la alta. S-au unecat de la primul pas. Nu au făcut echipa, nu este clar cine face cloud-ul în acest moment. Și iată că dintr-o primă întârziere a primului jalon au ajuns să facă greșeli la al doilea jalon acum și nu mi-e clar cum vor reuși să facă achiziția la toamnă. De ce se întâmplă toată chestiunea asta? Pentru că este o harababură administrativă, se schimbă miniștri, nimeni nu urmărește logica intervenției. Următoarea tranșă de bani, adică încă 3 miliarde, ar trebui să ajungă în România în octombrie, dar numai dacă aceste reforme vor fi bifate. Cu o Europa îmbătrânită care intră într-o criză demografică profundă, autoritățile au lansat un produs paneuropean de pensii personale. Practic, un pașaport de pensii disponibil în întreaga Uniune, prin intermediul căruia cetățenii vor putea să economisească similar pilonului 3 de pensii. Cetățenii Uniunii vor putea contribui din orice stat membru și pot avea acces oricând la bani, indiferent de țara în care locuiesc. Produsul Pan-European de Pensii Personale, pe scurt PEPP, este o pensie facultativă pilon 3, care vine în completarea sistemelor publice și private de pensii. Sistemul european le va permite cetățenilor să contribuie din orice stat membru și ulterior să își mute contul în orice țară, fără să fie constrânși de alte taxe fiscale. Un fel de pașaport unic de pensii pe care tu poți să-l folosești într-un mod flexibil în care să-ți muți economiile pe care le-ai dus în aceste contracte de pensii dintr-un stat membru sau altuia. Românii care sunt lucrători transfrontalieri. Este foarte important ca să aibă posibilitatea eventual să adauge mici sume pe care le au ei la dispoziție în acest contract individual pe un produs pe care să-l poată migra. La nivel european, sunt peste 11 milioane de cetățeni care circulă în piața internă, adică muncesc sau studiază în alte țări decât cea de origine. Noul sistem le va permite să aibă continuitate și să nu-și întrerupă cotizațiile. Aceste condiții ale produsului paneuropean au cumva o garanție legislativă la nivel european. Posibilitatea de a avea fraude sau lucruri care să ne lase fără banii respectivi este mult mai redusă. Specialiștii europeni mizează și pe o piață de desfacere mare, care însumează peste 300 de milioane de cetățeni europeni care ar putea să cotizeze. În noul sistem au acces atât instituțiile financiare cât și fondurile de investiții. Totuși, crearea unui produs nou care să uniformizeze taxele fiscale ale tuturor statelor membre presupune costuri suplimentare pentru investitori. Un astfel de produs va trebui să fie astfel croit pentru a răspunde cerințelor legislative și de reglementare din 27 de state. Datele oficiale arată că doar 16% din întreaga populație a Europei înseamnă tineri. Practic, cei care ar putea contribui la creșterea economiei sunt tot mai puțin prezenți pe piața muncii, iar acest lucru va pune presiune pe sistemele de pensii. În România, doar 600.000 de români economisesc suplimentar pentru o pensie privată facultativă, ceea ce înseamnă pilonul 3. Au intrat în sistem pe parcursul a 15 ani și jumătate dintre ei pun deoparte între 150 și 160 de lei lunar. Florentina Bălășoiu, ProTV.
Valul de scumpiri lovește din toate direcțiile, inclusiv pentru muștar vom da mai mult. Producătorii noștri cumpărau masiv boabe din Ucraina și din Rusia, țări aflate acum în conflict. Marfa ajunge extrem de greu și s-a dublat prețul în ultimele săptămâni. Acestea, de exemplu, sunt din Federația Rusă. Este un sortiment de muștar mai dulce, sinapi salba. Acest producător de muștar din Codlea cumpăra materia primă, în special din Ucraina și Rusia. De când a început conflictul, s-a orientat spre Republica Moldova, dar plătește dublu. Dacă anul trecut o tonă de babe de muștar se vindea cu 600 de euro, acum costă 1200 de euro. Au crescut foarte mult prețul la semințe, pe tona de semințe. Au apărut probleme și cu transportul, deoarece transportatorii sunt nevoiți să caute noi rute de ocolire a zonelor de conflict. Ca ordin de mărime, aproximativ de 3 ori a crescut transportul pentru un camion. În România se face inclusiv muștar integral, din boabe fără aditivi, cum se întâmplă în această fabrică din Harghita. Am importat semințe de muștar din Ucraina, pentru că semința din muștar din Ucraina are o calitate, să știți, foarte bună. Acest lucru nu să fie posibil anul acesta. Suntem foarte preocupați. Avem stoc de semințe de muștar până în septembrie. Nu prea se găsește în România și chiar dacă se găsește, are un preț așa de mare. De la an la an, România a importat tot mai multe boabe de muștar, ajungând în 2021 la peste 4.200 de tone. Se întâmplă asta pentru că noi cultivăm în cantități mici și oricum folosim boabele mai mult pentru fertilizarea solului. Într-un scenariu pesimist în care muștarul se scumpește exagerat sau nu-l mai găsim în magazine în atâtea variante ca acum, există produse care înlocuiesc cu succes acest preparat. Cel mai apropiat de gustul muștarului este hreanul. Primăvara putem înlocui cu un sos de leurdă, care are un gust ușor de ceapă cu usturoi. Sau îl putem înlocui cu un salsa făcut din ardei iute. Deja Germania, țară în care se vând cantități însemnate de muștar, a anunțat că se confruntă cu o criză de materie primă. Au făcut prăpăd în California, Texas și Oklahoma. Cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite. Fenomenele extreme au lăsat în urmă pagube uriașe, mii de case distruse și drumuri blocate din cauza copacilor căzuți. Zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate.